Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marcată Ce se întâmplă, doctore? Anual, peste 2 milioane de femei din întreaga lume se îmbolnăvesc de cancer mamar. Este cel mai frecvent tip de cancer întâlnit în rândul femeilor, cu șanse maxime de vindecare dacă este depistat în stadiu incipient. Vorbim astăzi despre factorii de risc, dar și despre șansele de vindecare cu Daniela Zob, medic primar oncolog în cadrul Institutului Oncologic din București. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Spuneți-ne, în primul rând, cum apare cancerul mamar și care este rolul moștenirii genetice? Cancerul mamar apare prin însumarea mai multor factori de risc. Factori de risc care țin de gazdă, care țin de pacientă, cum ar fi sexul, vârsta, istoricul familial de cancer, expunerea la radioterapie în perioada copilăriei pentru diverse cancere, ca de exemplu pentru limfoame, Menarha, adică prima oară când vine ciclul în viață, menarha precoce, menopauza tardivă, asta înseamnă o expunere îndelungată la estrogen. Apariția sarcinii la o vârstă înaintată este un alt factor de risc, obezitatea este un alt factor de risc, regimul alimentar iar este foarte important. Sunt factori externi care nu țin de noi, așa cum am spus, regimul alimentar, factori de mediu, radiații ionizante. Deci există o multitudine de factori care concură la apariția acestui cancer. Există și un risc genetic moștenit care apare prin mutația la nivelul genelor BRCA1 și 2, de care cu siguranță ați auzit pentru că au tot fost popularizate și toată lumea știe breast cancer, BRCA, de acolo vine, de la breast cancer 1 și 2, care determină un risc mai mare de cancer de sân, de cancer de ovar, în rândul familiilor care au aceste mutații. Ce se întâmplă în organism ca urmare a expunerii la acești factori de risc? Cum se formează tumorile? Apar niște modificări la nivelul celulei, care începe și nu mai seamănă cu celula normală. Aceasta se multiplică rapid, își pierde niște caracteristici normale, inhibiția de contact, adică se poate multiplica la infinit. Multiplicându-se rapid, aceasta își face vase proprii de sânge, trimite celule în corpul pacientei și metastazează. Cam așa ar fi în mare evoluția unui cancer. Putem vorbi de vindecare în cazul în care tumorile mamare maligne nu au dat metastaze încă? Putem vorbi de o supraviețuire spectaculoasă în stadii incipiente de boală, pentru că noi ne ferim în oncologie să pronunțăm cuvântul vindecat, deși există situații în care supraviețuirea este de 100%. Cum este stadiul 0 de boală sau stadiul 1 de boală, vorbim de supraviețuirea la 5 ani. Este o marcă pe care noi o utilizăm, nu doar oncologii, ci toți medicii care se ocupă de tratamentul cancerilor, și anume supraviețuirea la 5 ani. Câte paciente supraviețuiesc dintr-o sută la 5 ani? Dacă în stadiul 0 de boală supraviețuiesc 100%, în stadiul 1 de boală între 95-99%, în Statele Unite 100%. În stadiul 2 de boală supraviețuirea la 5 ani ajunge la 90%, da? Deci 9 din 10 paciente supraviețuiesc la 5 ani. Supraviețuirea scade cu stadiul 3 undeva în jur de 72%. Depinde de țară, iar pentru stadiul 4 de boală supraviețuirea este foarte mică, 20-25% la 5 ani. Deci cumva rămâne valabilă această corelație între depistarea în stadiu cât mai precoce cu șansele de supraviețuire pe termen lung, respectiv peste 5 ani. Da. E foarte important ca pacientele noastre să înțeleagă, să se prezinte din vreme, să-și facă autopalparea sânilor, să-și facă screening imagistic, pentru că șansele cele mai mari sunt când depistăm leziunile infraclinice, cele pe care nu le simțim, și acestea pot fi depistate doar cu evaluare imagistică, ecografie, mamografie, un screening corect. Toate aceste reguli pe care le recomandați dumneavoastră pacientelor fac și ca, să spunem, recidiva în cazul în care este depistat la timp să fie mai mică? Cu siguranță, riscul de recidivare, de metastazare la distanță este mai mic cu cât stadiul este mai mic. Și mai este ceva important: în momentul în care o pacientă are un diagnostic de cancer, ea are risc foarte mare de a face un al doilea cancer și atunci este foarte important nu doar urmărirea recidivei și a metastazării, ci și a apariției unui al doilea cancer. Ăsta e motivul pentru care noi recomandăm evaluări și controale periodice în momentul în care încheiem secvența terapeutică și pacientele sunt chemate la control din 3 în 3 luni în primii 2-3 ani, ulterior la 6 luni și după 5 ani ne vedem cam o dată pe an dacă totul este în ordine. Dar este important să nu abandoneze vizita la medic chiar și după 5 ani, pentru că ele riscă un alt cancer pe lângă cel vindecat. Nu vorbim de recidivă, ci de riscul de apariție al altui cancer. Fără discuție, da. Fără discuție. În concluzie, care ar fi sfatul dumneavoastră din punctul de vedere al oncologului pentru toate femeile, pentru a-și menține pe termen lung sănătatea în general și a sânilor în particular? Să ducă o viață echilibrată, cu mai puțin stres dacă putem, cu alimentație corespunzătoare, să facă mișcare, exercițiu fizic este foarte important și în prevenția apariției unei neoplazii, și ne ajută și pe perioada tratamentului, pentru că pacientele care fac sport tolerează foarte ușor tratamentele, și chimioterapia și tratamentele hormonale, și atunci noi recomandăm pacientelor să facă mișcare. Și, sigur, să-și facă controale periodice, să-și verifice riscul de cancer în familie, dacă au rude de gradul 1, cu cancer de sân, cu cancer de ovar, atunci trebuie să-și facă niște controale mai amănunțite, pentru că momentan testarea BRCA1 și 2 nu este rambursată, nu este gratuită prin program de stat. În timp, poate, mă rog, o să facem și noi, așa cum fac țările civilizate, să testăm și această mutație în rândul familiilor cu risc. Dar este recomandat să își facă măcar controalele periodice, măcar un control clinic trebuie făcut.